Duble standarde aplicate la instituirea restricțiilor pandemice este concluzia autorităților locale de la Orhei, care se declară contrariate de insistența forțelor de ordine de a menține închis parcul de distracții Orheiland, în timp ce platforme similare rămân deschise în mai multe localități din țară, inclusiv în orașul Bălț. Ultima decizie a Comisiei Naționale Extraordinară în Sănătate Publică prevede sistarea activității tuturor locurilor de agrement și recreere din țară pentru a evita răspândirea virusului COVID-19. Parcul Orheiland a rămas deschis în baza unei decizii a Comisiei Locale în Sănătate Publică Locală. Comisia de Sănătate Publică Raională a luat deciziile după statisticile care le avem în raionul Orhei. Vedem că nimeni nu a anulat această hotărâre a Comisiei Raionale. În pofida argumentelor autorităților locale, porțile parcului au fost închise de reprezentanții forțelor de ordine, iar vizitatorii au fost impuși să se întoarcă din drum. Noi приехали, но в надежде на то, что сюда можно попасть, но, к сожалению, нет. Я надеюсь на то, что это откроют, но все опять же зависит от нашей власти. Нормально. Как детей не пускать отдыхать? Это вот смотри, пришли с Кишиневом, в масках, в шлемах, это вообще крайне. În aceste condiții, conducerea raionului Orhei s-a declarat contrariată de dublele standarde aplicate de guvernare. La Bălți, dar și în alte localități, locurile de agrement în aer liber lucrează fără nicio restricție. În aceste condiții, autoritățile locale de la Orhei cred că decizia autorităților de a închide parcul Orheiland este una politică îndreptată împotriva autorităților locale. De altă parte, ministrul Sănătății Alan Emerencu a scris pe pagina sa socială că deciziile Comisiei Extraordinare în Sănătate Publică sunt obligatorii pentru toate autoritățile locale, inclusiv pentru conducerea raionului Orhei. Ministrul a subliniat că actualul val pandemic Omicron este caracterizat printr-o contagiozitate foarte mare. Din aceste considerente, restricțiile trebuie să fie aplicate pentru a evita îmbolnăvirea în masă a populației. De altă parte, fostul primar al municipiului Orhei, liderul partidului Șori Lanșor, la inițiativa căruia în 2018 a fost deschis parcul, crede că această decizie nu are nicio legătură cu pandemia. Это правительство, которое за полгода устроило катастрофу во всех сферах и отбросило страну на 20 лет назад. Теперь пытается разрушить любой контраст, чтобы не было ничего хорошего, чтобы контрастировало с их злом. Потому что добро и зло лучше в виде сравнения. Сегодня Аргеев говорит нет этому ничтожеству. Их нужно остановить. Они должны уйти. Potrivit administrației Orheiland, în perioada sărbătorilor de iarnă, parcul a fost vizitat de peste 100.000 de oameni.